Trei medici veterinari și doi agenți economici au fost reținuți de ofițerii CNA care au descins în cele trei hale pentru comercializarea cărnii din piața centrală din capitală. Medicii reținuți ar fi luat taxe de protecție astfel încât vânzătorii să poată scoate pe tarabe carne de calitate îndoielnică. Primăria Capitalei precizează că în acest caz nu sunt vizați funcționari pieței centrale, iar acțiunile ilegale nu au fost săvârșite pe teritoriul entităților comerciale gestionate de întreprinderea municipală. Din filmările făcute publice de CNA, se vede cum un medic veterinar de la piața centrală cere 2000 de lei de la un comerciant. Centrul Național Anticorupție a filmat cu o cameră ascunsă cum vânzătorii achitau taxe ilegale ca să poată scoate pe tarabe carne de calitate îndoielnică. Potrivit probelor acumulate de CNA, cu cât carnea era mai veche, cu atât taxele erau mai mari. Dar și tu iei hienai? Tu atunci te duci în tură, te duci în tură, te duci în tură, taxa oficială pentru vânzarea unui porc sau vițel este de 10 lei, dar mita oferită de vânzători se ridică la 100 de lei. Astfel, un agent economic care furniza pe piață între 30 și 40 de animale urma să plătească drept taxă de protecție câteva mii de lei. Potrivit CNA, timp de 3 luni s-a oferit mită de 100 de mii de lei, dar ofițerii estimează că suma reală ar fi de câteva ori mai mare. În schemă ar fi implicați funcționari din cadrul Laboratorului de Expertiză Sanitar-Veterinară al Direcției Municipale pentru Siguranța Alimentelor și agenții economici. Șeful adjunct al subdiviziunii Chișinău, Ion Toman, a spus că nu cunoaște cine a fost reținut. Acum nu pot spun nimic, încercăm și noi să ne autosesizăm, să clarificăm situația pentru noi. Au mai existat semnale că s-ar fi luat mit acolo de la vânzători ca să primească certificatea? Nu, doamna Cristina, noi semnale de acestea nu am avut și lăsați-ne, vă rog, să ne clarificăm. Șeful interimar al pieței centrale, Ion Pântea, ne-a spus că halele cu carne în care au fost efectuate percheziții sunt proprietate privată și sunt administrate de agenți economici. Pântea recunoaște că au fost cazuri când oamenii care cumpărau carne din hală veneau la administrația pieței pentru a se plânge. Acte de corupție în adresa întreprinderii municipale, asemenea demersuri sau plângeri nu au parvenit. Cu referire la calitatea produselor, ori de câte ori este necesar, întreprinderea municipală examinează aceste petiții, după caz le remite după competența organelor de resort, cum ar fi Direcția Municipală pentru Siguranța Alimentelor sau Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului. Am mers la laboratorul ANSA, care se află pe teritoriul pieței centrale, unde este verificată de obicei carnea, însă angajații instituției au refuzat să discute cu noi. E serviciul de presă la ANSA, toate întrebările la lor, la ei. Dar cunoașteți despre neregulile care se întâmplau aici? Da. Schemele de corupție? Eu cine a fost reținut? Nu cunosc. Dar era, de exemplu, situație când se aducea carne aici care nu era bună, dar o verificați și o dădeați mai departe spre vânzare? Nu, așa cazuri nu era. Coincidența sau nu, în timp ce echipa noastră filma lângă una dintre halele unde au avut loc percheziții, câteva persoane scoteau cantități mari de carne din hală și le încărcau într-o mașină. Unde duceți carnea asta? Fără comentarii. În urma descinderilor, 5 persoane au fost reținute în 43 de dosare pornite pentru dare și luare de mită. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 10 ani de pușcărie. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a scris pe Facebook că va acorda tot suportul necesar Centrului Național Anticorupție.